reprezentanților autorităților publice, cercetătorilor, cadrelor didactice, studenților, tuturor persoanelor interesate de problemele actuale ale societății Republicii Moldova. Trăim timpuri când majoritatea activităților noastre au fost transferate online, fiind un exercițiu suplimentar atât pentru organizatorii evenimentelor, cât și pentru cei care ne vizionează. Platformele științifice de comunicare, lansate anul trecut de către Academia de Științe, au prins rădăcini sigure, devenind deja tradiționale. Astăzi, Academia de Științe vă invită la dezbaterea unor probleme de o deosebită actualitate pentru agricultura Republicii Moldova, subliniind înțelepciunea poporului că o zi de primăvară hrănește un an. O săptămână în urmă, la data de 5 mai curent, Academia de Științe a organizat online lecția publică Competitivitatea Republicii Moldova, tendințe, progrese și provocări, susținută de academicianul Grigore Bilostesnic și membrul corespondent Alexandru Stratan, și care a însemnat lansarea platformei științifice Securitate economică, migrație și transformările demografice, raportorii abordând inclusiv și subiecte specifice ce țin de problemele economice cauzate de pandemia COVID-19. O pondere incontestabilă considerăm a fi evenimentul din 28 aprilie curent, remarcat prin desfășurarea lucrărilor simpozionului științific online pandemia COVID-19, suport științific medical sau ce trebuie să cunoaștem despre coronavirus SARS-CoV-2 și pandemie, la care au participat membrii Academiei de Știință și experți notori, specialiști epidemiologi, care au prezentat situația epidemiologică actuală, au analizat comportamentul coronavirusului de tip nou, au propus soluții practice și recomandări pentru depășirea pandemiei. Astăzi, cu constatări și recomandări concrete cu privire la situația creată în domeniul agriculturii, care actualmente este grav afectată nu doar de secetă, dar și de pandemia care a blocat multe activități cotidiene ale oamenilor, vine profesorul universitar Boris Boincean, membru al secției științe ale vieții, doctor habilitat în științe agricole, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp Selecția, profesor la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie a Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți. Vreau să menționez că domnul profesor este cunoscut nu numai la noi în țară, dar și de parte de hotarele țării. Este expert la programul Orizont al Comisiei Europene, participă în diverse proiecte europene și internaționale. Domnul profesor Boincean va susține astăzi online lecția publică diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură. Menționăm că această lecție publică se înscrie în platforma științifică lansată de Academie de Științe la 12 martie curent. Securitatea alimentară și siguranța alimentelor, coordonată de doctorul habilitat, profesorul universitar Rodica Sturza, membru al secției științe exacte și inginerești a Academiei de Știință a Moldovei. Acestea fiind spuse, cu permisiunea dumneavoastră, o să oferim cuvântul domnului profesor Boris Boincean. Vă rugăm! Fondatorul ecologiei, profesor Hechel, scria despre imposibilitatea divizării sănătății omului de sănătatea mediului ambient, ele fiind o unitate întreagă. Cu alte cuvinte, nu poate exista un om și un animal sănătos într-un mediu bolnav. Unul din clasicii agriculturii moderne, profesor Albert Howard, din Marea Britanie, în cartea sa Testamentul agriculturii, publicat în 1943, scria despre problemele cu care se confruntă agricultura, adică seceta, eroziunea, bolile dăunătoare, buruienile,
ca o consecință a greșelilor comise în managementul agricol, în special a solului bazat pe combaterea consecințelor, adică luptă, în schimb, prin întâmpinării lor. Noi, până în timpul de față, ne luptăm cu secetă, cu eroziune, cu bolile, dăunătorii, buriene. În natură nu există buriene, în natură nu există dăunători. Ei există în percepția noastră, deci de aceea este mult mai rațional de a preîntâmpina acești factori decât de a lupta cu ei. De fapt, noi luptăm cu consecințe. În ultimii decenii au crescut numărul de publicații științifice care atestă o legătură directă dintre sănătatea solului și sănătatea pe întreg lanțul trofic, plante, animale, om, planetă. Dorința de a domina natura, fără a înțelege și respecta legile fundamentale a ecologiei și agronomiei, au dus și continuă să ducă la consecințe grave cu caracter irreversibil. Constatăm că omenirea, inclusiv în sectorul agrar, n-a asigurat o dezvoltare durabilă cu componentele sale de ordin economic, ecologic și social. Republica Moldova este semnatarul scopurilor asigurării unei dezvoltări durabile adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015. Criza în domeniul sănătății publice provocate de pandemie COVID-19 și situația critică din domeniul agrar provocată de secetă severă din toamna, iarna, primăvara anului curent impune necesitatea întreprinderii unor măsuri de scurtă și lungă durată. În primul rând, vreau să mă opresc la acele pricini care au cauzat situația creată în agricultură la moment. Cantitatea totală de precipitații atmosferice conform stațiunii meteorologice a Institutului Selecția din Bălți în perioada lunilor septembrie 2019 și aprilie 2020 a fost cu 127,35 mm mai mică decât media multianuală. Rezerva de azi de apă accesibilă în stratul de sol 0,200 cm sub culturile cereale din toamnă a fost de 3 ori și mai mult mai mică decât media multianuală. Temperatura medie a aerului pentru perioada septembrie 2019 și aprilie 2020 a fost cu 3,37 grade mai mare decât media multianuală, iar în februarie temperatura a fost cu 6,31 grade mai mare decât media multianuală. Noi practic n-am avut iarnă. Situație care a favorizat o vegetație lentă la culturile celelalte de toamnă cu consumul rezervei de substanțe plașe din nod de înfrățire, pe suprafețe, bineînțeles că înfrățiri din toamnă. Un alt factor a fost acea fluctuație de temperaturi în primăvară, în martie, aprilie, când noaptea erau până la minus 8, minus 10 grade, temperatura Celsius, iar ziua 16-17 grade căldură. Stresul hidric, împreună cu stresul termic, au dus la compromite semnătorul grâinilor de toamnă în toate zonele, dar îndeosebi în centrul sud Republicii Moldova. Situația este mai gravă pe câmpurile unde grâul și orzul de toamnă sunt amplasate după premergători târzii, așa ca floarea soarelui și porumbul la boabe. Cu regret, din cauza nerespectării asolamentelor, aceste suprafețe domină. Ieri, chiar am fost la Dubăsari, deci am avut o întâlnire cu producătorii agricoli. Înălțimea grâului de toamnă constituie 35, maxim 40 cm. Plante deja sunt în spic. Deci, spicul este foarte mic. Dacă de obicei noi considerăm că un spic în mod normal are un gram, greutatea anul acesta, dacă vor fi 0,5 grame. Deci, mai ales grâinile amplasate după floarea soarelui, unde deja nu putem să aplicăm erbicide din cauza că este fază de spicare, deci vor fi anul acesta infestate în mare măsură, mai ales pe suprafețe semănate după floarea soarelui cu sămurasă, recoltarea va fi foarte complicată. În afară de ce vom pierde foarte multă recoltare, deci această masă, biomasă, va fi foarte greu de separat boabele de resturile vegetale și buriene. O steasă mai bună se atestă pe suprafețe însămânțate cu soiuri de grâu și ori de toamnă de origine autohtonă. La fel ca și amplasarea culturilor celelalte toamne după premergători mai timpurii, așa ca mazărele, boabele și rapsele toamne. Ba chiar și în condiții secete, o situație mai bună, repet, se atestă pe câmpurile unde grâul este amplasat după mazăre, după rapsă. Bun, ba chiar și acolo unde e grâu pe grâu, situație mai bună decât unde grâul este amplasat după floarea soarelui, după porumb la boabe. Ce putem întreprinde pe acest măsiri la moment? Primul. Inventarierea, și această problemă a fost deja discutată la Ministerul Agriculturii, inventarierea de urgență a tuturor masivelor culturi cereale de toamnă, inclusiv celor destinate producerii de semințe, deoarece situația diferă de la câmp la câmp și este determinată de o mulțime de factori.
2. Semnăturile compromisii pot fi reînsămânțate cu culturi de primăvară, așa ca porumbul, laboade, soia, floarea soarelui, meu, hrișcă și alte culturi, dar să ținem cont de următoare. Și aici sunt un șir de momente foarte importante. Primul, dacă plantele și-au restabilit turburul, iar sistemul radicular a început regenerarea după ploile căzute, semănăturile necesită a fi păstrate, ba chiar la o producție de 1-2 tone de hectare boale pentru obține materialul semicer. 2. Dacă cantitatea de precipitație a fost insuficientă, nu are rost de reînsămânțat masivele de compromise pentru a evita cheltuielile nejustificate. Fiind ieri la Orhei, la Dubăsari, deci acolo au căzut în jur la... nici ploi efective n-au fost, nici 20 de milimetri n-au fost și nu are rost ca aceste semnături compromise să fie reînsămânțate din cauza cantitatea de umiditate care este în sol nu e suficientă pentru a obține germinația la culturile care vor fi ulterior însămânțate. Adică, deci, porumbul la boabe, bun, mei, hrișcă, depinde. Aici îți menționez pe viitor încă niște momente importante. Masivele unde au căzut suficient precipitații pentru culturile ulterioare, vom efectua semănatul direct cu semănători, cu semănători de tipul no-till pentru a evita pierderi neeficiente de apă din sol. Când noi începem a vântura solul cu grapă, cu discuri, pierdem această umiditate care și așa este insuficient în sol și deci lipsim posibilitatea culturii următoare de a germina și de a asigura cât de cât un start început bun la început. De exclus reînsămânțare cu floarea soarelui. Un moment foarte important. Am asigurat compromis din cauza nivelul înalt de supra-saturare cu această cultură. Suprafețe cu floarea soarelui depășesc ca minim de 2 ori suprafețe admisibile în Republica Moldova. Să ținem cont de necesitatea amplasării greului toamnă după premăritori favorabili în toamnă, iar pentru porumb vom folosi hibrizi cu perioade vegetație mai scurte, FAO până la 300. Pentru că dacă vom însămânța porumb cu vegetație de perioadă vegetație mai lungă, deci ei nu vor dovedi scoacă și vom avea cheltuieli toamnă pentru a usca aceste boabe. La Nordul Republicii, soia cu perioadă vegetație mai scurtă este preferabilă. Semințe atât la porumb cât și soia sunt în stocul insuțului științific și porumbieri și selecția. Din cauza că pe majoritatea măsivilor, grâul și orzi de toamnă se află deja în fază de înspicare, cum am menționat deja, iar pericolul îmburenării este destul de mare, vom fi nevoiți să folosim desicare semănăturilor înainte de recoltat, cu recoltare ulterioară a întregii biomase la suprafața solului. Printre măsurile de scurtă durată necesare de întreprins pentru asigurarea securității alimentare a statului, la moment, pentru culturile celerii de toamnă, menționăm următoarele. Prima, acumularea cantității necesare de semințe de calitate biologică înaltă pentru soiurile preponderente de origine autohtonă, care s-au dovedit a fi mai adaptate la condiții de seci și de alt curent. Cine are posibilitatea, aș recomanda să viziteze gospodărie din sat Pârlița, deci raionul Ungheni, unde se efectuează testare la 32 de soiuri de greu de toamnă și vreau să spun că se evidențiază 3 soiuri de selecție ameliorate la Republica Moldova, la Bălți. Deci, comparativ cu soiurile care s-au compromis, cum sunt din Franța, din Germania, din Austria și așa alte țări. Deci, concomitent, aceste țări sunt și la Bălți în subselecție. Cu mare plăcere vă invităm ca să vizitați aceste loturi experimentale. 2. Restabilirea sistemului producerea semințelor de calitate biologică înaltă de origine preponderentă, iarăși accentuez, autohtonă, începând cu toamna anului curent pentru culturile cerere de toamnă. Pentru aceasta propunem să fie restabilit sistemul de producere a semințelor în Republica Moldova. Deci, pentru aceasta propunem soluționarea problemei ce ține cont de folosire după destinație a terenilor din proprietatea statului. Prin reforma științei din 2008, terenurile gospodării experimentale în sub selecția, cu o suprafață de 1100 hectare, au fost divizate de la institut, au fost separate de la institut și alocate întreprinderi stat stațiunii tehnologice experimentale Bălți, aflate din 2008 și în proceduri de insolvabilitate. Titlurile de deținător de teren aparțin statului în persoana institutului selecție, dar administratorul perioadei de insolvabilitate folosește terenul în alte scopuri, neglijând interesul producerii semințe pentru interesele asigurării securității alimentare a statului. Persistă pericolul că aceste terenuri vor fi înstrăinate din proprietatea statului, fiind amplasate în vecinătate nemijlocită cu municipiul Bălți. 2. Acordarea unui credit fără dobândă producător agricol pentru procurarea semințelor la culturi celere de toamnă. Procurarea semințelor de calitate biologică înaltă preponderent de origine autohtonă de la instituții originatoare în vedere în serie de stabilire din toamnă a sistemului de producere a semințelor de grâu și orz de toamnă în Republica Moldova, ceva asemănător a fost și în anul 2007, când a fost o secetă foarte, foarte cumplită. Deci, 3. Implicarea directă a Ministerului Culturii
dezvoltării regionale și mediul în conducere și monitorizarea acestui proces, reșind din importanța lui pentru asigurarea securității alimentare a statului. Restabilirea finanțării programului de stat realizat de instituția Lecție la ameliorarea noilor soiuri și hibrizi de culturi de câmp, inclusiv la grâu și orz de toamnă, care din motive obiective și subiective a fost sistat în condiția anului 2020. Alocarea mijloace financiare pentru menținerea fondului genetic la culturile toamnă, care include o colecție bogată de forme genetice valoroase din întreaga lume, dar realizată din surse financiare proprii, cronic insuficiente. Acum, printre măsurile tranziției la un sistem de agricultură durabilă, cu asigurarea securității alimentare a statului, pe termen lung menționăm. Primul, adoptarea unei strategii noi de intensificare durabilă a agriculturii, în schimb cele existente, bazată pe conceptul Revoluției Verzi, orientat spre maximizarea nivelului de producție și profit cu folosirea inputurilor industriale preponderent de import. Conceptul Revoluției Verzi, vă amintiți, elaborat de Borlaug, deci un ameliorator de origine americană, însă care activa în cadrul Institutului Internațional de Porumb și Grâu din Mexic, Borlaug, laureat premiului Nobel. Deci conceptul Revoluției Verzi, pe larg răspândit în lume și la noi, în anii 50-60 a secolului trecut, era bazat pe folosirea la așa factori de intensificare culturii ca soiuri și hibrizi noi cu potențial în altă producție, fertilizanți minerali, în scop, în special azot sintetic, pesticide pentru combaterea bolilor dăunătorilor și pruinilor, irigare, arătură cu cormană. În anii 90 ai secolului trecut, acest model industrial de intensificare a culturii s-a dovedit a fi neefectiv, contribuind la stabilizarea și reducerea nivelului de producție cu o mulțime de consecințe negative asupra mediului ambient și sănătății oamenilor. Deci noi, la Institutul Selecție, în experiențe de lungă durată, care le avem la piasolamente, pe sisteme de lucrare, fertilizare, irigare, deci asolul, am constatat că la mijlocul anii 90, deci inițial, odată cu începutul Revoluției Verzi, producția au crescut și au crescut esențial, au crescut de două, ba chiar trei ori, la toate culturile, practic. Dar pe anii 90 am observat o stabilizare, iar ultimul timp, necătind la faptul că implementăm soiuri hibrizi noi, cu potențial de producție mai înalt, însă nivelul producției scade. Deci, și această tendință este stabilită la nivel global. Deci, toată omenirea, la moment, se află în căutarea căilor alternative de intensificare culturii. În concepții elaborate de Organizația Națiunilor Unite și FAO, se afirmă că modelul existent nu este funcțional. Adică, în expresie în engleză, business as usual doesn't work. El nu răspunde la provocările care se confruntă agricultura. Conceptul Revoluției Verzi a neglijat necesitatea restabilirii fertilității solului și protecției mediului ambient, fiind orientat doar spre majorarea nivelului producție. Eu mi-amintesc că în anul 90, fiind într-o vizită la academicianul popular Maise, care a terminat doar 7 clase, Curgan, regiunea Curgan, după Munte de Ural, raionul Șadrinsk, Setucul Maise, dumnealui îmi spune, tovarăși băiencean, мы занимаемся в сельском хозяйстве не земледелием, не земледеланием, а занимаемся урожаеделанием. Toate eforturile din conceptul Revoluției Verzi, care a fost menționat mai sus, ele sunt orientate doar la majorarea nivelului de producție. Dar, cu părere de rău, noi nu obținem acest obiectiv. Parcurs la ultimii deci 25-30 de ani. Deci, 2. Optimizarea structurii suprafeței însămânțare în vederea respectării asolamentelor cu o diversitate mai mare de culturi de bază și succesive, menite în ansamblu cu restabilirea sectorului zootehnic, un moment foarte important, să contribuie la ameliorarea calității, sănătății solului, ca una din precondițiile primordiale pentru tranziție spre un sistem de agricultură durabilă. Amplasarea incorrectă a culturilor toamnă după premergători, fapt ce mărturisește lipsa solamentului, s-a dovedit a fi crucială în condiții de secetă extremală din alt curent. Viziunea agroecologică de intensificare a culturii presupune folosirea ecosistemelor naturale ca model de construire a ecosistemelor agricole. Cernoziomurile de Republica Moldova nu au fost formate sub grâu, sub porumb, sub floarea soarelui. Cernoziomurile din Republica Moldova au fost create sub vegetație perenă. Deci, stipa, negară în limba română, covâstic, noi în limba rusă, plante anuale din familia graminei, cu un sistem radicular extraordinar de abundent, extraordinar de mare, care depășește de 5-7 ori masă sistem radicular a grâului toamnă. Deci noi am replasat, am înlocuit vegetația care a creat acești soluri
Cu vizitația anuală, pentru că avem nevoie de grâu, avem nevoie de pâine, de zahăr, de ulei, deci și concomitent folosind arătură intensă, care este un factor extrem de destructiv asupra solului, de rând cu amplasarea, paradoxal, dar asta este, deci irigarea, de rând cu folosirea încrescinte minerale, deosebit azotului, care în lipsa sursului energiei, în lipsa sursului carbon, sol contribuie la mineralizarea intensă a substanței organice a solului. Deci, replasarea vegetației perene de stepă cu sistem radical abundent prin vegetație anuală, cu folosirea intensă a arăturii cu plucă ormană, fertilizanți sau chimici și irigării, au contribuit la reducerea ca minim 50% a rezervelor inițiale de substanță organică în sol. Și acest lucru o să demonstrăm pe viitor, iată, în acest tabel. Cumpărăm, deci, datele de experiență de câmp din Bălți, deci de timp de 60 de ani, comparăm rezervele de substanță organică a solului în stratul de 1 metru, când deseori noi determinăm doar rezervele de substanță organică în stratul 0,20, 20, 40 centimetri, ceea ce nu este suficient. Deci rezervele într-un metru, în părloagă, în asumăm 30% deci, de lucernă, restul deci, fiind alt culturi, desemnat compact, culturi prăjitoare și o gor negru, timp 50 de ani. După cum vedeți, ba chiar în asumăm cu lucernă, însă lucernă, în asolament, nu permite de a restabili rezervele inițiale de substanță organică a solului. Pierderile de materie organică în asolament cu 30% lucernă constituie 68,36 tone la hectare, adică 20% din rezervele care au fost determinate în părloagă. Deci la ugor negru, aici pierderile sunt de 120 tone la hectar, adică 35,31 tone la hectar. Un moment foarte important, fiindcă agricultura în mare măsură contribuie la emisii de dioxid de carbon, și aceasta, iată, vreau să confirm prin tabelul care aici este numărul 2, potențialul de reducere a încălzirii globale pe cernozomul din Republica Moldova, la implementarea sistemului de agricultură durabilă, inclusiv ecologică, în stratul de sol 0-100. Iată, dacă luăm suprafața terenurilor sub cernozom arabil în Republica Moldova, 1,4 milioane hectare, pierde de substanță organică, am luat-o 120 de tone la hectare, dar în realitate, mai ales în asolamente, unde nu introducem gunoi de grad, unde nu avem ierburi perene, pierde sunt 150-180 de tone la hectare. E un lucru, deci, foarte important și, deci, chiar aș spune că groaznic. Emanarea de dioxid de carbon constituie milioane de tone, deci 444, dar emanarea totală de dioxid de carbon în milioane de tone. Pentru suprafața de 1,34 milioane de hectare de cernozom, 621 milioane de tone de dioxid de carbon. Asta e doar la descompunerea substanței organice a solului, pierde necompensată de substanță organică. Ne mai vorbim de pierderile erozionale, care sunt mult mai mari. Ne mai vorbim de alte surse de emanare a gazelor cu efect de seră, adică sunt oxizi de azot, fiindcă e suficient să spun numai că deci azotul de îngrășimi minerale, în cel mai bun caz, folosește 50%. Deci, dar în realitate, coeficientul folosit pe date noastre de experiență lungă durată constituie de la 36% până la 38%. O tonă de sulfat de amoniu, deci costă în jur la 6.500-7.000 de lei. Noi din această tonă folosim doar o treime de azot, două treime, oare se duce în formă de oxizi de azot provocând încălzire globală sau se duce în apele subterane folosind, deci poluând mediul ambient. Apa subterană care noi vin, acum majoritatea oamenilor cumpă apă deja în magazine. Apa e imposibilă în fântâni de o folosim, că e poluată, e extraordinar cu nitrat. Deci noi, cu mânuța noastră, creăm probleme care sunt la drept vorbind, destul de grave. Un aspect, rolul asolamentului, care este lege de bază a agriculturii. Nu a amânat nimeni această lege. Deci, și iată producția greului de toamnă, numai cu un tabel, dar deci avem dat în toate culturile. Iată greul de toamnă, amplasat în asolament și în cultura permanentă. În asolament, amplasat pe borceag de primăvară, borceaga asta e amestecul de măzărit cu ovăz la masă verde, fie sacara de toamnă cu măzărit de toamnă, deci la masă verde, greu amplasat pe urmă silul și greu amplasat pe urmă boadă și în cultura permanentă. Fond nefertilizat și fond fertilizat. Iată, următorul este sporul de producție la fertilizare. Atrageți atenție, cel mai mic spor de producție la fertilizare este atunci când grâul este amplasat după premulitor timpurii. Ceea ce este firesc în condiții stepă, noi trebuie să amplasăm grâul după premulitor timpurii. Ceea ce, părere de rău, nu avem în Republică. Noi nu avem, avem doar, probabil că, nu știu, vreo câteva, poate sute de hectare de grâul e amplasat după premulitor favorabil. Restul e amplasat pe afară soarelui.
Deci eu când vorbesc cu producători agricoli și spun, zic, oameni buni, noi avem foare soarelu și avem o diversitate foarte mică în salament. Nu, domn Băincea, noi avem foare soarelu, noi avem răsărite, noi avem porumb, noi avem popșoi. Deci avem o diversitate foarte mare de culturi. Deci, în așa caz, de a respecta salamentul e foarte, foarte complicat. Atrageți atenție, cel mai mic spor de producție la fertilizare este când apăsăm brâul toamnă pe premători timpurii. Sporul de producție crește de la fertilizare, crește considerabil la amplasarea grâului toamnă după premători târzii și în cultura permanentă. Acum, următoarele două colonițe. Care este pierderea în producție la grâul toamnă la amplasare după premători târzii comparativ cu premătorii timpurii? Și asta trebuie să atenți numai la două cifre de cele mai jos, deci 2,59, 2,12. Pierderile de la amplasarea grâului toamnă după premători târzii, inclusiv cultura permanentă, sunt de două ori jumătate mai mari decât sporul producției la fertilizare. Mă întreb pe mine și mă întreb pe dumneavoastră ce e mai efectiv? Să nu respectăm asolamentul, să compensăm lipsa asolamentului cu exces de chimie pentru fertilizare, pentru protecția plantelor contra bolii, dăunătorilor buruienilor, sau să respectăm asolamentul și să reducem considerabil cheltuielile pentru fertilizare, pentru minerale, pentru deci, protecția plantelor contra bolii, dăunătorilor buruienilor, ne mai vorbim de alte consecințe. Fiindcă, în realitate, prețul la producție agricolă nu este un preț real, din cauza că noi nu ținem cont de acele consecințe negative. Deci, eu întreb fermieri, bine ați crescut dumneavoastră plantă, o producție de porumb 10 tone la hectare. În timpul ăsta, au dat o ploaie torențială și s-a spălat solul. Cât costă ton de sol? El intră în calculul nostru economic. Nu. Noi socotim cât am cheltuit, cât am obținut, diferența profitul. Dar cine plătește? Cine plătește pentru solul cel distrus? Cine plătește pentru apă luată? Cine plătește pentru sănătatea noastră la urmă? Asta costă. Cineva plătește. Deci cheltuielile ce sunt externalizate. Noi, de ce este important conceptul de dezvoltării durabile, care țin cont nu doar de aspectul economic, dar de aspectul ecologic, aspectul deci, social. Și atât aici, un moment pe fel foarte important, care este acest tabel, dat din acest tabel, este în tabelul precedent de asolamente, care este ponderea fertilității solului. Vorbind de fertilitatea solului, se are în vedere, în primul rând, substanța organică, un indice integral a fertilității solului. Ponderea fertilității solului, a substanței organice a solului, humusul, în formarea roadei la grâu de toamnă, este de, la amplasarea lui în asolament după premători timpurii, este de 86%, aproape 90%. Ceea ce noi introducem cu îngrășimi minerale este o pondere foarte mică. Dar noi tot accentul punem pe îngrășimi minerale. Deci, Duhceai, marele învățat rus, care a vizitat Basarabia, inclusiv partea din nord, Republica Moldova, scria că cerneziomă nu ждається ni stolco chimizații, scolco fiziații. Cerneziomă au nevoie de a ameliora proprietățile agrofiice a solului, nu atât deci, de a folosi îngrășimi minerale. Și eu știu, iată, faptul să mă refer să lucrul ăsta viitor. Eu aș vrea să vă demonstrez aici, iată, sol, în caz de fapt prelevat, probă de sol prelevată din părloagă sau din asolament cu ierul terenie, lucernă, nescul de gaz, și în alt caz sol prelevat în asolament fără gunoi de grajd, fără ierul terenie. Iată aici solul, uitați-vă cât e el de structurizat. Apa cade, apa merește, deci e răzbat prin agregate nucleare, ce este agregat structurale solului, e răzbat, se acumulează, se folosește rațional, solul este la suprafață protejat cu mulți, care nu permite evaporare. Deci aici, deci bine, aici dacă noi sește o să avem, dar într-o măsură care e mai mic, fiindcă apa are capacitate de precipitație, are capacitate să acumuleze în sol. Iată aici solul care am pierdut mai bine de jumătate de procent, mai de jumătate de rezervă inițială de substanță organică, uitați-vă, este compactat. Dacă chiar scad ploile, știți ce observăm noi acum în producție? Dacă chiar scad ploile, apa nu poate să răzbată în așa solul. Apa deci fugi la vale, pentru că la majoritatea terenului pe pantă. În felul ăsta noi avem două probleme, secetă și eroziune, sunt două părți aceleași medalii. Noi luptăm, bărba, zastă, bărba, serozii, nu trebuie luptat. Nu trebuie, pur și simplu trebuie să creăm condiții ca apa să fie acumulată în sol, să nu fug la vale, să nu spele solul. Pentru că ce se întâmplă cu solul nostru, uitați-vă acum după ploile abundente. După ploile abundente care au căzut, noi avem pierderi erozionale extraordinare. Acum mulți reînsemânțează, așteptând atât timp ploaie, acum reînsemânțează terenurile. Deci, iată, din tabelul ăsta se vede, este evident. Ponderea fertilității solului, bogăției solului, în formarea roadei, este practic până la 90%. În asolament,
Deci bine echilibrat, bine echilibrat. De când pun de fertilitate solului, în formare roade, în cultură permanentă, acolo nu respectăm asolamentul. E 50%. Mai puțin 50%. Cu alte cuvinte, cât e mai imperfect asolamentul, cu atât mai mult ne trebuie îngrijunt minerale să folosim, cu atât mai mult pesticide, irigare. Deci nu ne spune că e sens și trebuie să formăm irigare. Trebuie să folosim irigare. Bine, mai mult, dar de ce noi să nu folosim, de ce să nu ameliorăm proprietățile solului, să permitem ce aici natura ne permite să acumulăm, să nu facem cheltuieli adăugătoare, cu atât mai mult că irigare poate să ai consecințe negative asupra, fiindcă apa e sărată și are consecințe negative asupra mediului. Alt aspect, alocarea subvenției în agricultură la unitate de suprafață, ținând cont de respectarea cerințelor față de managementul durabil al solului, capabil să acorde servicii ecosisteme și sociale, așa ca. Deci noi toți avem nevoie de apă potabilă, de calitate înaltă. Apă potabilă, de calitate înaltă, poate fi asigurat numai într-un sol structurizat, nu compactat, mai ales noi avem cu tehnică performantă, extraordinară. Vreau să spun că biologia nu poate fi replasată cu ingineria. Uneori în brigăzi tractoare mici în gospodării, perfect, tehnică super modernă. Dar când îi ducem în câmp, e floarea soarelui după răsărită, sau e porumbul după popșoi, sau e, deci, în binare, de una și alta. Deci, bine, asta e un serviciu care solul ne poate acorda. Reduce efectul încălzirii globală prin sechestrarea carbonului. Ceea ce am menționat deja, acumulând substanță organică în sol, prin intermediul fotosintezei plantelor, noi putem să reducem încălzirea globală. Asta sunt aspecte a problemei, care țin de dioxid de carbon, dar sunt și alte aspecte, care țin de oxizi de azot, care sunt științiți de 320 de ori mai toxic decât dioxid de carbon în intensificarea procesului de încălzire globală. Mai departe, menținerea biodiversității, atât la suprafață solului, cât și pe întreg lanțul trofic în sol. De ajuns spunem că într-o linguriță de sol, 10 grame de sol se conțin de 1,5 ori mai mult specii de microorganisme, număr de microbi, decât populația globului pământesc. Noi, ca lucrători științifici, cunoaștem maxim 7-8% de această diversitate. Ideea noi avem de ce cauza Dumnezeu a creat această diversitate, care misiunea lor în sol. Noi, când folosim substanțe chimice, protejăm foarte bine. Le dăm la fiecare, deci microb, câte un combinzon, câte un proteogaz, mă scuzați de ce. Bun. Obținere produsului alimentar de calitate înaltă pentru majorarea imunității organismului uman și animal. În așa mod, statul va susține acordarea serviciilor benefice pentru bunăstare și sănătatea întregii societăți. Solurile de cernozem au nevoie de restabilire structurilor agronomic valoroase, ceea ce am vorbit deja, ceea ce permite preîntâmpinare sau reduce considerabilă atât a secilor cât și a eroziunii solului, două părți a aceleși medalii, monede. Iată, aici sunt enumerate, eu nu o să mă opresc, ridice ecosistemice acordate de sol. Pentru că în toată lumea, Comunitatea Europeană, Common Agriculture Policy, Politica Agrară Comună, Agricultură, este bazat la acordarea subvențiilor la unitate de suprafață, dar condiționat. Deci dacă respecti 1, 2, 3, 4, dacă acord servicii, protejezi solul de eroziune, reduce eroziune, reduce secetă, deci contribui la majorarea biodiversității, deci la păstrarea polinizatorilor. Cine plătești pentru polinizatori? Îi fac un serviciu extraordinar, ei locuiesc în sol, în mare măsură. Și alte multe lucruri, aici sunt detalii, eu știu, deci nu o să mă opresc. Deci, extinderea suprafeței subsistemele inovaționale, agroecologice, din intensificarea agriculturii, așa că sistemul conservativ de agricultură, sistemul de agricultură ecologică, folosirea elementelor din sistemul de agricultură de precizie, sistemul regenerativ de agricultură și altele, ele sunt determinate de manifestarea tot mai frecventă a secetelor și eroziunii solului în condiții încălzirii globale. Dacă noi mizăm că, deci, coronavirus o să fie, deci o să apară, deci, vaccin care o să soluționeze problema, deci, coronavirus, dar încălzirea globală, nu știu dacă noi o să avem cândva un vaccin, dacă noi nu întreprindem măsuri, dar noi trăim absolut în altă societate, în alte condiții. S-a schimbat situația radicală comparativ cu ceea ce era 15, chiar 20 de ani urmă. Dacă sistemul nostru de agricultură nu o să fie adaptat la aceste noi condiții, noi riscăm să fim într-o situație foarte, foarte dezastruoasă. Ele sunt determinate de manifestarea tot mai frecventă a secetelor și eroziunii solului în condiții încălzirii globale, scumpirii surse energetice negenerabile, limitate și derivatelor, derând cu discrepanța în prețurile la aceste surse și materie primă agricole. Promovarea noilor tendințe în știință agricolă, în conformitate cu tendințele globale, este imposibil fără suport din partea statului în elaborarea măsurilor alternative de intensificare a culturii, inclusiv sistemul conservativ de agricultură, sistemul de agricultură ecologică. Eu vreau să vă spun că în Australia,
Deci, cantitatea de precipitații, bine, noi în medie avem până la 500 de milimetri. Australia are 260-280 de milimetri. Ei au trecut totalmente în continent, țară, au trecut la sistemul conservativ de agricultură. Și obțin în mediu 4-5 tone de grâu la hectar. Asta e o perspectivă care e o suprafață și toată lumea o practică. Noi continuăm să arăm. Aici aș spune mai mult, dar vremea nu-i permite. Ele vor contribui în mod direct la majorarea competitivității producătorilor agricole, pentru că, bine, era înainte orientarea la roadă înalt și profit înalt. Acum poți obține și o roadă fie mai mic, dar cu cheltuieli mai mici. Producătorul agricol supraviețuiește din punct de vedere economic. Deci, așa, deci folosirea surse energetice de proveniență locală. Și aici, în propunere, o să dau citire la un moment foarte important, care consider că este vital important pentru noi. Ameliorarea stării, mediul ambient și sănătății oamenilor. Poate, anticipând, vreau să spun că noi, în agricultură, folosim mai mult azot tehnic, îngrijind minerale, care, după cum menționam anterior, este foarte scump. Deasupra fiecare metru pătrat de sol, avem 8 tone de azot în atmosferă. 78% din atmosferă este azot. Deci, el este pe degeaba. Noi trebuie să avem o structură, să folosim însămânțare, trebuie să avem culturi, ca lucernă, culturi leguminoase anuale, care sunt mai puțin productive în capacitatea lor de fixa azot din atmosferă biologică, este mai mic, dar acest azot poate fi fixat în atmosferă. Fără ca noi să-l cumpărăm la prețul destul de mare. Dacă noi nu o să folosim această modalitate, și o să menționăm pe viitor cum, deci noi nu o să fim competitivi și o să bancrotăm. Ameliorarea stării mediului ambient și sănătății oamenilor. Modernizarea sistemului de aprovizionare a populației cu produse alimentare de calitate înaltă, la nivel local și de origine locală, cu susținerea producătorilor mici asociați în cooperative de producere. Eu am luat cu mine, bă, chiar și un extras din cartea profesor Ceianu. Știți dumneavoastră ce s-a întâmplat? Când Ceianu era ministru economiei în cabinetul Ulianu, Lenin. Atunci erau mari discuții la început de cale, unde s-a vedet care cale să mergem, cale colhozurilor sau pe cale cooperativilor. Nu, până la urmă au luat în sus ideile colhozurilor. Ceianu era categoric contra colhozurilor. Era pentru cooperative de producători agricole. Și această idee a căpătat o răspândire foarte, foarte mare în lume. Nu cu ce s-a terminat lucrul ăsta. Dar cartea care a scris-o Ceianu, fiind la închisoare, și cu părere de rău, deci știți, a fost recunoscut ca dușmanul poporului, eu îmi amintesc fiul lui la Moscova, la Academia Timireazu, cu lacrimi în ochi povestea despre teoria lui Taixel, dumnealui șef de catedră la fizic și matematică în Sankt Petersburg, dar în sfârșit teoria economică a Taixel și la, deci i-a restabilit demnitatea de învățat de cetățean și a fost luat iarlicul acesta de dușmanul poporului. Deci, și teoria aceasta de cooperative are o importanță îndeosebi la moment. Dar aici sunt mai multe lucruri. Mai ales arenda care o avem noi acum de scurt, durat 3 ani. Asta ne distruge agricultura, în rădăcină o distruge. Nu e posibil timp de 3 ani de a respecta asolament. Aici cred că domnul ministru cred că ar fi de acord cu lucrurile astea și asta e o problemă arzătoare care merită o discuție aparte. Aprovizionare preponderentă cu produse ecologice de origine locală, preponderent digitală, a școlilor și grădiniților prin acordare priorități produse ecologice de origine locală la organizarea tenderilor. În lege e scris la tender că câștigă acela care oferă un preț mai mic. Deci în multe țări, uitați-vă, Copenhaga, 90% produse ecologice. Deci consumul în Ghent, deci Belgia, deci 80% de consum producție ecologică. Noi avem posibilitate să trecem la acest sistem de producție ecologică, dar el cere schimbarea atitudinii, schimbarea, deci, dacă doriți, mentalității în agricultură. Și acum, dacă îmi permiteți să dau citire, îmi permit în parte timpul, da? Să dau citire la măsurile care sunt propus, măsuri necesare de întreprins în vederea diminuirii impactului COVID-19 asupra agriculturii și securității alimentare a țării. În mare măsură, ele au fost parțial menționate, dar
poate să ne repetăm, cerem scuze lucrurile. Pandemia COVID-19 de anul curent au scos în evidență necesitatea abordării și soluționării unui șir de provocări care se confruntă agricultura la moment și se va confrunta pe viitor apropiat. Problemele apărute țin de realizarea scopului asigurării unei dezvoltări durabile adaptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015, semnătarul căruia este și Republica Moldova. Eu vreau să spun, domnul președinte, că e foarte salutabil, domnul Cătinar, foarte salutabil inițiativa Academiei de Științe de a crea aceste platforme. Eu mă uit în Austria. Austria are Ministerul Vieții. Ministerul Vieții include o platformă comună pentru Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului, fiindcă noi avem, deci, separate ministere și fiecare trebuie să soluționeze problema sa. Dar, în mare măsură, problemele sunt interconectate. Și aici, deci, eu cred că sub deci, un acoperiș comun, că, deci, promovarea unui mod sau promovarea dezvoltării durabile în țară, am putea să implicăm o platformă între comunicare, între diferite specialități, între diferite deci, experți din diferite domenii. Și asta cred că ar fi un punct de aș spune, o revoluție în mișcarea noastră în aspectul dezvoltării durabile în țară. Cred că asta e o problemă de nivel statal. În noi, părere, deci ne aflăm încă cu mai ales în agricultură, cu promovarea substanțelor chimice, cu degradare, cu toate celelalte consecințe, e o situație nu chiar favorabilă. A venit evident necesitatea fortificării cercetărilor în domeniul științelor agricole și conjugării efortul împreună cu producătorii agricoli în vederea asigurării securității alimentare a țării. De rând cu criza în domeniul sănătății publice creată de pandemie COVID-19, constatăm la fel o situație critică în sectorul agrar, provocat de pandemie, secetă, fără precedent de anul curent. Măsuri necesare de întreprins pot fi divizate în măsuri de scurtă și de lungă durată. Printre măsuri de scurtă durată menționăm următoarele. Inventarierea tuturor loturilor semințiere pentru culturile cereale de toamnă în vederea stabilirii gradului de asigurare cu semințe pentru aceste culturi. Este foarte important. 2. Asigurarea gospodării agricole cu material semințier de calitate biologică înaltă pentru zonele preponderent de origine autohtonă la culturile cereale de toamnă, care s-au dovedit a fi mai adaptate la condiții de secetă de anul curent. 3. Restabilirea sistemului de producere a materialului semințier de calitate biologică înaltă, de origine preponderent autohtonă, repet și nu obosesc să repet lucrurile astea, pentru toate culturile, începând culturile cereale de toamnă din toamna anului curent. În acest scop se propune. Am menționat lucrurile astea, încă o dată repet, au sunat problema folosirii după destinație, adică pentru multiplicarea semințelor a terenului din proprietatea statului, destinatorul cărora conform titlul oficial eliberat de către organele statale este Institutul Selecție, dar de fapt sunt folosite în alt scopuri de către administratorul perioadei de insolvitate a stațiunii tehnologice experimentale BELS, fostă gospodărie experimentală a Institutului. După cum spuneam, în 2008, gospodărie a fost separată de Institut. Nu știu, noi ne-am gândit cu niște scopuri nobile, dar s-a lămurit pe urmă cu scopul, deci a fost nu chiar nobil. Stabilirea listei s-au recomandate. Deci, totuși, domn ministru, sunteți aici, noi să aveți o experiență foarte bogată în privința asta, de a organiza producția de semințe în situații că noi deci, iată, este catalogul care dumneavoastră în mare măsură ați contribuit la crearea lui, la porumbă aici, dumneavoastră mai bine știți, sunt la vreo 180 de hibrizi. De a organiza producerea de semințe la 180 de hibrizi e imposibil. De a organiza producerea de semințe la floarea soarelui de vreo 150-160 de hibrizi e imposibil. Noi încurcăm noi lucrători și sunt cei mai urâți din producători agricoli. Deci trebuie să avem o listă recomandată pentru interese, pentru bine țării, care sori și care hibrizi sunt mai combinabili de a crește aici în Republica Moldova, cu scopul de a organiza producerea de semințe în țară. Nu să-i cumpărăm fiecare an de sfătar, cu atât mai mult că firmele, companii transcontinentale sunt cointeresați să vând semințe genetic modificate. Fiindcă vânzând semințe genetic modificate, în pachet ne vând și chimie, ne vând și pesticide, și deci, ba chiar mai schimb și un șurubaș acolo și tehnic agricol și modalități sunt diferite. Revenirea la practica normală de testarea sorului de plante din străinătate, analogic termenul de testare pentru sorul de hibrizi autohtoni. Deci, eu spun lucrurile, sunt că am participat 3 ori la ședință la minister, mă scuzați, poate că lucrul se repet, și noi ne-am străduit lucrătorii științifici, ne-am străduit să dovedim cu oameni buni. Nu este rațional că cei să duci de psihotare să nu fie testat și să fie inclus în registrul de stat. Pentru că cei ce-i creat aici în Republica Moldova trebuie mai decât obligatoriu 3 ani să fie testat. Noi putem să ducem psihotare tot ce vreți, dar nu putem să ducem de acolo să importăm solurile și condițiile materiei.
Deci ce-i creat aici în țară este mai adaptat la condițiile locale. Și noi insistăm, domnul ministru, insistăm ca să revenim la practica normală, ca cei ce se aduce scotare să fie testat în același modalitate cum se creat ce este creat aici în țara noastră. Iarăși în scopuri de a ne întoarce, pentru noi nu putem produce avioane și tancuri, nici nu trebuie. Dar sământ putem să producem și trebuie să producem. Și situația economică ne impune să facem lucrul ăsta. Acordarea unui credit fără dobândă producătorilor agricoli pentru procurarea semințelor de la culturile celerii toamne, iar în vederea stabilirii sistemului producerea semințelor de calitate biologică înaltă, de origine preponderentă autohtonă la culturile celerii toamne, grâu și ouă de toamnă, de cumpărat semințelor de instituții științifice și ordinatoare. Adică, așa a fost în 2007, când fapt și FAO Universitatea în mare măsură, au fost procurate semințe de proveniență locală, eu eram atunci director la institut și amintesc, toate semințele care au fost de grâu, de ors, toate au fost procurate la institut și în felul ăsta noi am asigurat țara în mare măsură cu semințe. Dacă noi o să izbutim, să reîntoarcem terenul statului, care sunt în proprietatea statului, din subziune din gospodărie experimentală a institutului, 1.100 de hectare, noi putem să asigurăm Republica ca minim 35-40% din necesarul ținiții. Dar dacă noi restabilim și vreo câteva elitcozuri, nu mai vorbesc de rai, sunt cozuri, elitcozuri, noi suntem în stare să asigurăm necesitatea întregii țări cu semințe calitate înaltă, fără o importare de scotare, având, bineînțeles, că lista soiilor recomandate. Dacă, și eu vreau să spun lucrurile ca să nu fim neînțeles, eu nu sunt contra la cei ce se aduce pe scotare, nu, absolut. Dacă avem ceva de scotare mai bun decât cei ce este în țară, cum două mâini sunt pentru. Dar dacă cei ce se aduce pe scotare nu este mai avantajos de cei ce este în țară, prioritatea trebuie să dăm la cei ce este în țară. Când noi menținem felul ăsta și știință, noi menținem și produce și deci alt avantaj. Deci, mergem mai departe. Actualitatea problemei necesită implicare directă a Ministerului Agriculturii, am spus lucrurile astea, în coordonare și monitorizare graduală a procesului de restabilire a sistemului de producere a semințelor la culturile celerii toamne, cu modul care necesită ca minim 2 ani. Eu cred că dacă o să începem anul ăsta, deci inclusiv să reîntoarcem terenul statului, folosirea lor conform destinației, noi o să pornim mecanismul să producem semințe în cultul Moldova. Și situația o să fie schimbată, fiindcă se și des o să mai fi viitor, mai des și mai des, reieșind din tendințe încălzirii globale. Următor, restabilirea finanțării programului de stat la ameliorarea și producerea semințe primare realizate de ce selecție, începând cu ameliorarea noilor sori de grâu și ori toamnă, care din motive obiective și subiective au fost existate în condiția anului 2020, am spus lucrurile, dar încă o dată sunt în propuneri, alocarea mijloacelor financiare pentru menținerea fondului genetic, pentru toate culturile, începând cu culturile celerii toamnă, care la moment include o colecție bogată de forme genetice, valoroase, de pe întreaga mapă mond, dar realizată din surse proprii cronic insuficiente. Noi cu ameliorarea la grâu, ori toamnă, ne ocupăm timp de 75 de ani. În perioada asta au fost create forme care sunt cel mai bine adaptate la condițiile locale, comparativ cu cei ce se aduce în scotare. Deci ar fi un păcat dacă noi, cei ce predecesorii noștri au acumulat, deci pur și simplu să distrugem. Printre măsurile de lungă durată menționăm următoarele. Prima, tranziția la un sistem de agricultură durabilă presupune folosirea mai rațională a resurselor naturale și gospodărești de origine locală cu reducere folosirii resurselor de import. Adică în situația asta când, ba chiar noi ne putem pomeni într-un caz că semințele noastre, acele scotare, nu le putem aduce. Nu ne permite situația deci, care există. Deci fertilizanții, pesticide. Noi putem liber să consumăm mult mai puțin fertilizanți, mult mai puțin deci, pesticide, printre alte surse energetice, neregenerabile, dacă noi deci, organizăm un sistem de agricultură care este echilibrat din aspect, mai multe aspecte. În acest scop, deci este reexaminată strategie dominantă de intensificare industrială a agriculturii, bazată la moment cu conceptul Revoluției Verzi, orientat spre maximizarea nivelului de producție și profit cu neglijarea necesității restabilirii fertilității solului și protecției mediului ambiental. 2. Optimizarea structurii profesiei de sămânțare în vedere respectării asolamentelor. Asta este legea de bază a agriculturii, în limba rusă, Zakon Plodosmena. Deci, legea restituirii nutrienților. Printre alte, toți au cunosc pe Liebig, fondator agrotimiei, cunosc după cartea, chimia ca anexă la fiziologia plantelor. A fost vociferată, a fost tradusă, deci toți cunosc cartea. Eu cu 2 ani, fiind la o stagiune de 6 luni la Universitatea de Ohio, din Santa Mercy,
sub conducerea laureat primului Nobel, profesor Atanlau. Deci am găsit cartea Liebig, care se numește The Natural Law of Husbandry, adică Legile Naturale de Gospodărie. Un Liebig scrie foarte clar, o agricultură rațională nu poate fi efectuată fără ierburi perene și fără gunoi de grajd. Deci noi am exclus ierburi perene de asolament, noi avem vitarit. Noi avem vitarit, noi avem gunoi de grajd. Noi am devenit, mă scuzați, în agricultură mineri, șactiori. Extragem, dar înapoi nu întoarcem. Nu există așa minuni. Deci aici, bine, sunt mai multe probleme împreună, dar din lipsă de timp, nu o să mă opresc. 3. O problemă științifică și practică foarte actuală ține de reîntoarcerea lucernei asolament. Academicianul Pașcu Mihail Codoci numea lucernă aurul verde a Republicii Moldova. Noi acum acest aur nici nu avem. Practic avem, mi-e birușini, spun, domnul ministru, nu o să-mi dați minte, pe slavă vreo 20 sau 30 de mii de hectare de lucernă în Republică, ceea ce erau cândva 220-240 de mii de hectare de lucernă. Noi avem posibilitatea să fixăm același lot care pe degeaba ne-l dă natura. Deci reîntoarce lucernea în solment, folosire biomasă vegetale pentru producerea biogazului prin metanizare. Fiind în multe gospodării în America, în Europa, iată colegul nostru pământean, nostru Eugen Triboi, care a activat, acum e la odihnă, bine meritată, Triboi îl cunoaște dumneavoastră. Deci directul Institutului din Clermont-Ferrand, din Institutul Național de Research Agronomic din Franța. Deci în Franța sunt unii gospodării care nu au vite mari cornute. Dar ce fac fermierii? Folosesc lucerna, folosesc azot, fixează azotul de atmosferă. Biomasa lucernii o introduc în metanizatori, deci la fermentare, produc biogaz, produc energie, energie care e mult mai ieftin decât cea importată, fixează azotul, reduc dependența din grășimi minerale și în felul ăsta îmbunătățesc solul. Avantaj din toate punctele de vedere. Noi ne-am orientat mă cât a venit, deci într-o direcție, dar pierdem alte aspecte foarte importante. Deci, și aici eu cred că ar fi bine, ba chiar să insem și domnul Triboi, ba chiar și asară, prin Skype, am vorbit cu dumnealui, el foarte mult vrea să includă și să ne ajute, dați domnul Boincean să organizăm o fermă pilot, să demonstrăm că putem, ba chiar în condiții când poate nu e perfect să avem animale, dar ba chiar neavând animale, prin metanizare, masă verde, lucernă, voi puteți câștigați foarte mult și asta este într-adevăr. Astfel vom putea reduce drastic dependența de surse energetice neregenerabile și de azotul tehnic din îngrășimi minerale, folosind preponderent azotul biologic în agricultură. Alocarea subvențiilor în agricultură la unitate de suprafață, ținând cont de respectarea cerințelor față de management durabil a solului, capabil să acorde servicii ecosistemice și sociale, așa ca. Adică noi toți avem nevoie de apă potabilă, toți avem nevoie de a avea un aer mai curat, deci fără poluare și fără încălzire globală, de a menține biodiversitate, atât la suprafață solului cât și în sol, de a obține produse alimentare de calitate înaltă. Deci, și aceasta este solul cu alte cuvinte. Adică, în Europa, Common Agricultural Policy, deci ideea principală este că viitor, fermierii vor fi plătiți nu pentru cei care produc grâu sau produc porumb sau produc altceva. Vor fi plătiți pentru servicii care fermierii le acord pentru mediul ambient și pentru sănătatea omului. Asta costă. Pentru că spuneam anterior că dacă noi folosim o apă poluată, dacă folosim o hrană deci poluată, asta ne costă, ne adresăm la medici. Deci aici ar fi bine, pentru că noi ne-am divizat fiecare cu ministerul său, dar agricultura face probleme pentru mediul ambient. Deci agricultura face probleme pentru sănătatea oamenilor. Medici pe urmă trebuie să cheltuie ca să restabilească, dar poate mai bine să preîntâmpinăm problemele astea cu sănătatea. Și tot așa mai departe. Toate legate cu pedagogie, cu educație, pentru că toate astea se întâmplă din cauza de lipsa cunoștințelor. Bine, merg mai departe. Astăzi, statul susține acordarea serviciilor benefice pentru sănătatea întregii societăți. 5. Extindere suprafețe sub sistemele inovaționale, agroecologice, de intensificare culturii, așa ca sistemul conservativ de agricultură. Deci, bun, eu vreau să spun că aici, cu regret, multe lucruri au fost compromise, din cauza că a fost o confundare a termenilor. Mulți au înțeles că sistemul conservativ de agricultură este sistemul conservativ de lucrare solului. Adică înlocuim plugul, înlocuim cu... deci refuzăm de arătură și în felul ăsta am trecut la sistemul conservativ de agricultură. Departe, nu e așa. Aceasta presupune un sistem de agricultură. În capul mesei este asolamentul. Este solul permanent să fie acoperit nu numai cu triestul vegetale, dar și culturi succesive, cel care sistemul reticular s-a permanent în sol, fiindcă
plantele emană în formă de excreții cărniului videlenie, deci emanări a sistemului radicular, în dialog 40%, așa cum organismul uman emană, deci produse metabolismul în mediul ambiant, așa și rădăcinii plantei emană aceste substanțe în mediul ambiant, dar se hrană pentru microbi. Asta permite structuriza solul, de a ameliora, de a face așa cum avem solul în condiții naturale, dar nu acel compactat care îmi creat probleme, spune. Bun, și disturbanță minimă solul, refuz de arătură. Eu întotdeauna discutând cu fermierii, le spun, zic, dacă mi-ați dat o pildă, care sunt avantajele arăturii față de nearătură? Eu vă mulțumesc foarte mult. Nu preoți găsim argumente în favoarea arăturii. Dar noi continuăm să râm, un fermier mi-a spus. Și da, domnul Băcean, 5 ani norim, dar 5 ani sărim, dar care e motivul? E negru și frumos. Da, e frumos, dar care sunt consecințele? Asta e alt problemă. Ele sunt determinate de manifestare tot mai frecventă a seșilor și eroziunii solului în condiții încălzirii globale, scumpirii surse energetice energie în rame limitate și derivatelor de rând cu discrepanța în prețuri la acești surse și materie primă agricolă. Aici putem mult momente importante, dar din lipsă de timp mergem mai șase. Promovarea noilor tendințe în știință agricolă. În conformitate tendințe globale, este imposibil fără suport din partea statului în elaborarea măsurilor alternative de intensificare agriculturii, inclusiv a sistemelor conservative de agricultură, sistemelor de agricultură ecologică. Noi la Băs avem deci, timp de 32 de ani de acum experiență lungă durată pe agricultura ecologică. Când am început în 90, mulți spuneau că asta e utopie. E imposibil. De a crește producția agricolă chimie e imposibil. Vă cred că e posibil. Vă invit chiar de a vizita acest câmp proiectumentale și de a convinge că lucrul ăsta e posibil, dar în cazul că respectăm sistemul de agricultură. Noi foarte mult vorbim de tehnologii agricole, dar nu vorbim de sistem, pentru că aici vrem să o punem, da, eu nu sunt contra tehnologii, dar tehnologii în cadrul asolamentului, asolamentul în cadrul sistemului de agricultură, sistemul de agricultură în cadrul sistemului de gospodărire. Atunci când avem acest sistem, atunci da. Deci, promovarea, bine, ele vor contribui în mod direct la majorarea competitivității producătorilor agricole, aprovizionarea cu surse energetice regenerabile de proveniență locală, ameliorarea serii mediul ambient și sănătății oamenilor. Modernizarea sistemului de aprovizionare a populației cu produse alimentare de calitate înaltă la nivel local și de origine locală, cu susținerea producătorilor mici asociați în cooperative agricole. Eu în fiecare an sunt invitat la școala de vară, unde participă tineri, diferit vârste, până la chiar 40 de ani, din țările comunității europene. Deci, știți, eu sunt atât de încurajat, entuziasmat de atârnarea tineri din comunitatea europeană față de producție ecologică. Deci, îi văd aici o perspectivă foarte mare și noi avem o posibilitate extraordinară. Suntem unica țară în lume care avem 80% cernozemuri. Nu e altă țară ca Moldova care are așa o bogăție. Noi am inclus, dacă o ziceți, pagina web a ONU, a UNESCO, îmi cer scuzare, UNESCO. O să găsiți a doilea obiect care e inclus ca și protejat ca patrimoniu național, ca patrimoniu deci mondial este Orhiei Vechi și a doilea cernozemul tipic din Sepa Vălsă. Noi nici de cum nu putem să hotărâm problema asta. Lămurim că avem unica bogăție și o pierdem. O pierdem văzând cu ochii. Interesul nu e față de bogăția noastră. Nu știu cum. Eu... Da, deci, așa, eu cred că cu asta am terminat. Propunerile acestea au fost discutate la și aproape la ședință Consiliului Științific, care sunt selecție de 11 mai 2020, procedură. Aș fi foarte recunoscător, deci pentru comentarii, pentru doleanță, fiindcă noi suntem acum istoric la un punct culminant, un punct de răscruce. Pandemia care persistă, cu părere de rău și în timpul de față, și seștea care avem anul acesta, ne impune să reexaminăm, să regândim modul cum noi facem agricultură. Cum noi facem? Cum o face agricultura în viitor? Fiindcă modelul vechi e depășit. Noi poate nu spunem lucrurile astea în voce, dar m-am străduit să o spun în voce. Noi trebuie să schimbăm modul de abordare a problemelor. De a gândi. Exact, exact. Și aici, în mare măsură, eu cred că misiunea noastră în cadrul Academiei este de a uni specialiști din diferite domenii. Iată cum, fiind iată, la Comunitatea Europeană, la expertiza deci acelor proiecte care sunt înaintate, știți, eu unii mă ia groază. Sunt, în cadrul unui consorțiu sunt și fizicieni, și matematicieni, și agronomi, și agrochimiști. Cum îți găsăm limbi comun? E o plăcere, oameni. Când încep oamenii din diferite domenii, știți, unii niște idei absolut, parcă niște de gândit niciodată, dar cum adică? Deci, iată aici, de fapt, la caracterul interdisciplinar, abordarea sistemică, holistică. Eu cred că aceasta ne-ar permite în mare măsură să abordăm problemele care sunt la moment și care vor fi pe viitor. Mulțumesc pentru atenție!
Da, domn profesor, chiar vă mulțumim foarte mult. Vreau să vă spun că ați făcut o lecție excelentă. Și chiar am primit plăcere. Aveți dreptate. Noi avem o mare bogăție, solul, cernăzeomul și, desigur, că trebuie să păstrăm această bogăție și să o transmitem generațiilor viitoare. Desigur că noi nu putem importa solul și condițiile climaterice, nu le putem importa. Și chiar dacă pot să ne ajute, nu să aduc sol și condiții la noi. Asta înseamnă că semințe pentru noi, noi trebuie să le producem aici. Aveți perfectă dreptate. Și foarte bine că sunt și reprezentanți de la minister și eu sunt sigur că online această prelegere a fost vizionată, este vizionată de mulți, mulți specialiști în domeniu. Și ceea ce ați menționat dumneavoastră, că abordarea trebuie să fie multidisciplinară, aici este o cheie, aici este, eu aș spune, ceva principal. Și noi la Academia de Știință facem tot posibilul să creăm aceste platforme. Platforme multidisciplinare. Este ceva nou, nu este simplu, dar este experiența europeană. Noi, practic, trebuie să preluăm experiența europeană, excelența și să o aducem la noi acasă. Stimați colegi, cine dorește să ia cuvântul? Da. Așa, rog. Cu siguranță eu să transmit pe telefonul meu. Stimate domnule președinte, Academiei de Știință, stimate membri, stimați persoane care vizualizează această conferință de astăzi, de asemenea, este ceva inedit. Pentru mine, personal, lecția publică ținută de domnul profesor Bănceanu a reprezentat un interes deosebit. Eu n-aș vrea să spun multe lucruri, aș vrea doar să recomand tuturor celor din domeniul științei și în special celor din administrație publică centrală, dar și locală, și celor din business, să privească această lecție. Și să o analizeze, poate chiar cu creionul în mână. Pentru că s-a vorbit despre lucruri foarte serioase, dar într-un limbaj accesibil pentru toți. Și toți încă o dată am înțeles cât de important pentru noi este, cu siguranță, această bogăție noastră, pământul nostru, care deja nu se mai produce. Tot se produce pe fața pământului, pământul nu se produce. Și cât de important, eu țin minte, chiar din timpul studenției, când se discuta că, da, noi ne aflăm în proces de eroziune, de deșertificare, noi pierdem acest cernozeom, vorbă și undeva, practic, s-a uitat de lucrul respectiv. Am trecut la un alt tip de economie, când scopul principal, cum s-a vorbit, este nu atât dezvoltarea durabilă, cât obținerea profitului. Eu am ascultat cu foarte mare atenție și încă o dată vreau să mulțumesc pentru această lecție. Și vă spun sincer, eu la un moment dat mi-am adus aminte de o discuție pe care am avut-o cu un agricultor, să-l numesc așa, din Austria. Zelțer, un agricultor care în munți a făcut tot ce este posibil și chiar producea citrici. Anume folosind specificul fiecărui spațiu geografic, să spun așa. Încălzit, soarele încălzat piatra încălzat solul și așa mai departe. Și multe alte chestii. Adică ideea care este? Că noi trebuie să ținem cont de puterea și de capacitatea solului ca el singur să își manifeste pe deplin potențialul pe care îl are. Și să nu îl distruge.
Domnul profesor a arătat aceste două exemplare de sol și foarte evident a demonstrat că intervenția noastră, desigur, ne creează mai mari probleme decât ajutor. Și a demonstrat că cel mai bun agronom este natura. Eu, ascultând această lecție, mi-am adus aminte și de discuție care am avut-o cu președintele Academiei de Științe, domnul Academician Tighineanu, despre necesitatea desfășurării unor activități de apropiere cât mai multă dintre știință și activitatea practică, dintre știință și procesul de decizional din Republica Moldova. Adică noi trebuie să folosim realizările științei ca să trăim mai bine, ca să gestionăm mai bine societatea noastră. Asta a fost o discuție încă anul trecut. Și vreau să vă spun că pentru mine a fost un impact practic, deoarece anul ăsta, când, mai bine spus, la sfârșitul anului, începutul anului 2020, când s-a început această epidemie, prima idee care mi-a apărut, fiind în mandat de ministru, am solicitat o consultație. De la Academia de Știință au venit câțiva academici și eu am întrebat, am adresat o rugăminte, spuneți-mi, rog, ce se petrece? Ce e asta? Peste vreo câtva timp, câteva săptămâni, cercetătorii noștri, academicienii noștri, un grup destul de restrâns, consultându-se ei cu colegii din alte țări, studiind alte diferite surse, au venit și mi-a spus, domnul ministru, era undeva datele de 20 luni ianuarie. Nimeni nu știe ce e asta, dar este foarte, foarte serios. Era data de 20 ceva ianuarie. Încă mulți glumeau, mulți făceau glume, mulți nu luau în serios lucrurile respective. E ce în China? În China, în fiecare an se întâmplă câte un virus, chestii, după ce au mâncat careva animale de acolo, de regiune. După ce am legat cu unii colegi, am făcut legătură cu unii colegi din țările vecine, Chinei, care mi-au spus că lucrurile sunt foarte serioase. Și atunci nu mi-a rămas altceva, dar iarăși din nou, evitând situația de panică, pe data de 29 ianuarie am emis o dispoziție pentru toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova să fie sporite considerabil regimul de igienă. Mai mult ca atât, mă urcam în mașină și mergeam din școli, instituții, școli profesionale și mă bucurau că oamenii au înțeles să facă curățenie. Și iată noi, la moment, noi nu avem niciun Iisus de învățământ ca focar acestui virus. Dar pentru mine este important faptul că această conexiune dintre ideile expuse de cercetători, de academicieni și deciziile care au fost luate au demonstrat că această conexiune dă un rezultat pozitiv. De asemenea, folosindu-mă de această ocazie, vreau să mulțumesc conducerii Academiei de Științe de Moldova, care a venit cu această idee de crearea platformei. Eu o numesc platforme, că spre 4 sau 5, după câte am înțeles eu. Domnul președinte vorbește despre o singură platformă. Dar ideea care este? Eu cred că este cel mai oportun moment când oamenii de știință din Republica Moldova trebuie să demonstreze că anume ei pot schimba spre bine situația din țara noastră. Anume, ei pot veni cu soluții concrete referitor la cele probleme care s-au acumulat pe parcursul timpului, dar și care s-au acumulat în ultima perioadă, în ultimele luni. De aceea noi am discutat și cu medicii, și cu economiștii,
și cu specialiști în domeniul agriculturii și ecologiei și alte domenii, după câte am înțeles. Respectiv, este o mare provocare pentru comunitatea științifică din țara noastră să demonstreze că, da, noi suntem capabili să ne soluționăm propriile probleme, să venim cu soluții. Este un moment oportun pentru a demonstra și acelor persoane care au atitudine critică față de cercetători, pentru că sunt și astfel de persoane. Și vreau să vă spun că pe parcursul lunii ianuarie-februarie m-am ciocnit foarte des cu astfel de persoane care spunea că cercetarea Republica Moldova nu trebuie să fie finanțată așa cum se finanțează. Adică se considera că tare mulți bani se cheltuie. Mai ales atunci când spuneam că banii și care se cheltuie sunt foarte puțini. Respectiv, este un moment oportun de a demonstra că acei bani care s-au cheltuit pe parcurs au fost investiții foarte serioase în interesul Republicii Moldova. Și cred eu un moment oportun pentru a demonstra că fără știință, fără investiții serioase în știință, noi vom avea probleme excepțional de mari. Domnul profesor Bălceanu a vorbit despre semințe, a vorbit despre sol. Și vreau să spun că, cu siguranță, și asta nu este o problemă doar științifică. Sau nu este o problemă doar de teorie și practică agriculturii. Este o problemă de securitate națională. De securitatea țării noastre. Anul trecut, la recomandarea conducerii Academiei de Științe, am avut discuții cu mai mulți academicieni în problema NIST-ului. În problema rezervelor de apă potabilă din Republica Moldova. Și vreau să vă spun că am fost impresionat de nivelul de informații care dețin cercetătorii noștri. Deși sunt încă foarte multe lacune. Și care de asemenea mi-a spus că problema apei în Republica Moldova este o problemă arhi-importantă ce ține de securitate națională. Deoarece astăzi domnul profesor a vorbit despre faptul că noi nu numai că avem puțin apă, dar și calitatea apei lasă de dorit. Și asta e nemijlocit legat de sănătate cetățenilor noștri. În discuția care am avut-o anul trecut și la care am făcut referință, mi s-a prezentat informația că sunt regiuni întregi din Republica Moldova unde nu poți bea apa din fântână. Ea este puternic poluată. Și dacă folosești acea apă, sănătatea oamenilor se va șubrezi foarte mult. În special în regiunile din Nord, dacă nu mă așa, mi-au arătat aceste date. Respectiv, lecția publică de astăzi a demonstrat încă o dată că cercetătorii noștri propun soluții foarte interesante, pragmatice, care vizează nu numai careva domenii înguste, dar care vizează întreg sistemul de existența Republicii Moldova și, în special, cel ce ține de securitatea noastră în general. Multilaterală. Eu mă adresez cu rugămintea către conducerea Academiei ca aceste rapoarte care au fost prezentate astăzi, care vor fi prezentate pe viitor și poate rezultatele discuțiilor care vor fi să fie cumva sistematizate într-un document și să fie prezentate, de exemplu, la președinția Republicii Moldova. Poate chiar și cu unele propuneri concrete, numai pentru informare, ci propuneri concrete, poate, de modificare a cadrului normativ. Pentru că asta s-a spus nu singură dată despre faptul că dar bine ce vine din străinătate, dar poate e bine să ținem cont de specificul nostru. Pentru că, iată, vorbeam cu medicii, și medicii spuneau că
Știți, virusul ăsta, el se modifică. Și cei ce au fost în China, nu este în Italia. Cei ce este în Italia, nu este în Rusia. Testele, ele de asemenea trebuie să țină cont, la depistare virusului, trebuie să țină cont de specificul zonal, să spunem așa. Da. Și testele care sunt aplicate, de exemplu, în China, nu chiar pot să fie eficiente aici în Moldova, și așa mai departe. Mai mult ca atât, schimbarea, modificarea acestui mutație, aceasta virusului, de asemenea trebuie să ne punem în gardă, pentru că moldovenii noștri vin din diferite colțuri ale lumii. Ei vin de la nord, de la sud, de la est, de la vest și se întâlnesc toți aici pe loc. Și medicii îmi spunea, domnul Păuși, dar dumneavoastră vă dați seama dacă trece ceva, o simbioză aici pe loc și apare ceva specific nou. Și cine poate să facă această investigație dacă nu oamenii de cercetare aici de pe loc, de la nord? De aceea eu vă rog foarte mult ca aceste rapoarte să ne le transmiteți și nouă, și de ce nu, cu careva propuneri concrete de modificare a cadrului normativ, de formularea unor propuneri concrete ca acel potențial științific care se valorifică și în această sală, să fie utilizat cât se poate de eficient în interesul Republicii Moldova. Domnul profesor, vă mulțumesc mult pentru lecția foarte interesantă de astăzi. Domnul președinte, mersi mult pentru această inițiativă a noastră nobilă de a lansa aceste discuții publice în cadrul Academiei de Științe. Mersi mult. Noi vă mulțumim mult, domnule consilier prezidențial, domnule secretar de stat Machedon, vă rugăm să veniți cu opinia dumneavoastră. Vreau să menționez că toate prezentările sunt plasate pe site-ul Academiei de Științe. Ele sunt, pot fi accesate de fiecare cetățean și specialist de Republica Moldova. Dar vă mulțumim pentru propunerile, ele sunt foarte relevante. Vă rugăm! Onorată asistență, stimați colegi, stimate domni și doamne care ne vizionați prin intermediul mijloacelor electronice, vreau să spun că, într-adevăr, lecția respectivă este importantă. Bine, eu mai aproape o cunosc, spun din aceea că pe profesie sau pe domeniul nostru profesional ne întâlnim cu domnul profesor mai des și discutăm problema respectivă poate atât, dar poate și mai adânc. De ce eu zic că lecția respectivă astăzi domnul profesor o citește nu numai atât ca să ne amplifice această necesitate și să ne arăte ce înseamnă aspectul respectiv pentru Republica Moldova în vedere ca limitativ, pentru umiditatea ca un factor limitativ. Eu ar cataloga mai bine ca un strigăt a dumnealui față de tot ceea ce activăm în acest sector, fiindcă este, într-adevăr, o perioadă care o trecem cu totul puțin alta de ceea ce s-a întâmplat până acum. Bine, noi cunoaștem ceea ce e secetă. Noi ne-am ciocnit nu prima dată, pentru noi este un lucru știut. Însă gravitatea sau intensitatea acestui proces din anul respectiv este ieșit din comun. Și nimeni nu ne poate garanta că în anii următori va fi mai bine. Adică ne ciocnim cu niște fenomene naturale, cu niște schimbări care se petrec în mediu, care ne spun bine că dacă nu ne modificăm noi atenția și grijile față de ceea ce se petrece, ne va impune să ne modificăm, să înțelegem noi acest lucru. Și bineînțeles că una din principalele eforturile noastre, că neavând probabil alte mijloace și alte posibilități naturale de a supraexista decât agricultura, și decât această parte a producerii agricole, pentru noi este mai important ca pentru ceilalți, neavând suportul cel care îl au alții de la alte bogății minerale, să zicem, care sunt în natură. De ce este importantă această lecție? Mulțumim pentru că ați citit-o și vreau să vin și eu cu o mică informație să spun că ca fenomen este pronunțat prin aceea că dacă noi cunoaștem până acum că aveam
secetă în straturile la suprafața soldului, 0,40. Acum ne ciocnim cu o secetă în regiunile, la 27 aprilie, în regiunile Feușeni, Ștefan Vodă, cea de lungă până la Taraclia, am avut 0 mm apă în stratul de 1 metru. Deci acest lucru, practic, este pentru prima dată când avem așa fenomen. Respectiv, ne face să ne gândim puțin altfel și să-l gestionăm cu alte posibilități. Gestionarea din partea statului, bineînțeles că este într-o măsură limitativă, atât cât este posibil, cât poate să vină în suport atât producătorului, cât și celorlalți care sunt antrenați în aceste procese. De aceea suntem nevoiți să căutăm azi și alte procedee, alte posibilități, cum am putea ieși din situații similare. Domnul profesor a spus de ceea ce este tehnologie, ceea ce este atârnare față de sol. Dar sunt și alte modalități ca conlucrare, ca o asigurare a producătorului. Noi discutam în zilele acestea mai multe aspecte, mai multe posibilități, cum sunt, ca pildă, asigurarea riscurilor, asigurarea mutuală, colectivă, adică prin posibilități. Avem deja și, am avut o discuție cu producătorii în cadrul Ministerului Agriculturii, îmi pare că ați participat și dumneavoastră, da? În care deja producătorul agricol vine și spune, eu vin cu 1 milion, 2 milioane să creăm fondul cât e necesar, ca pe urmă să putem viceversa, să putem folosi aceste fonduri. Adică suntem în căutarea mecanismelor, fiindcă nu numai acel aspect cu ce vii, care e sacul cu bani, când vii la un eveniment, la un de genul ăsta, dar și respectiv cu ceea ce putem noi să asigurăm partea respectivă. Bineînțeles că s-a ridicat și problema apelor, problema irigării, o problemă foarte stringentă și foarte importantă pentru țara noastră. Pe 23 aprilie a fost modificat un șir de legi care vine în suportul producătorului agricol pentru a putea folosi apa, inclusiv și cea apă care spunem noi subterană. Bineînțeles că va trebui să facem săptămâna aceasta un regulament, să vedem cum o putem folosi. Dar posibilitățile respective de a folosi apele, vorbim aici, vom căuta cele mai bune, ca omul să nu fie birocrație de a le folosi. Dar este legată, într-adevăr, și de calitatea apelor și este legată și de volumul apelor care îl avem posibil pentru a fi folosit. Fiindcă aici, probabil, este mai mare problema. Vedem astăzi că și bazinele este acvarice, situația lor care este astăzi și volumul de apă care sunt. Și mai spunem că avem fluviul, bazinul Nistru, bazinul Prut, dar încercăm să spunem că avem 10 metri de apă în Nistru, în care spunem că pentru captare pentru Chișinău ne trebuie cel puțin 8-50 să fie nivelul. Adică situația cu apa din ce în ce va fi mai grea. Respectiv, trebuie să căutăm posibilități, cum s-a spus, să căutăm soiuri, să căutăm tehnologii, să căutăm modalități de asigurare, să căutăm tot ce e posibil de a veni în suport agricultorului. De ce și noi, Ministerul, vom fi alături de producători și alături de partea de știință, fiindcă eu consider că știința trebuie să fie alături de noi, mai ales în aceste momente, iar ceea ce este conex atât ce spunem noi știință și avem în vedere pe tehnologii, semințe, fertilizant și ca aspect a unei tehnologii mari, performante, trebuie să fie mereu în discuție. Nu poate a fi separat și nu poate a fi numai pe un câmp sau altul. Este necesar, dacă avem o agricultură și spunem că este o ramură de importanță majoră pentru țara noastră, înseamnă că și știința și tot ce se produce în această ramură trebuie să fie catalogată ca o importanță majoră pentru țară, importanță înaltă. Deci, consider că o dată vreau să spun mulțumesc domnului profesor Boincean că a abordat încă o dată această tematică. Vom fi bucuroși să fim alături de domniile voastre și dumneavoastră lângă noi, respectiv, să fiți ca să căutăm aceste posibilități să venim în suport și să atenuăm din acea greutate pe care este
care a venit pe umerii producătorului prin cele rezultate științifice care vor permite ca dânșii mai ușor să suporte această situație. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule secretar de stat. Avem coordonatorul platformei științifice Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor, doamnă profesor Rodica Storza. Vă rugăm. Onorată asistență, deci, în primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului profesor Boincean pentru această extraordinară lecție publică, deci care sunt sigură că va ajunge la inimile tuturor celor care vor viziona online, deoarece dumnealui nu doar a spus, dar a spus cu suflet toate acele dureri pe care le simțim noi cu toții anul acesta, în primăvara aceasta. Deci anul 2020 a început cu două probleme majore despre care s-a vorbit astăzi. Și dacă să revenim la problema lecției publice de astăzi, aș vrea să pun doar câteva accente. Din lecție vedem că nu există o altă posibilitate decât aplicarea principiilor agriculturii durabile. Deoarece, în caz contrar, vom pierde acea principală bogăție, aș spune chiar unica bogăție pe care o are mica noastră țară, Republica Moldova, și anume solurile fertile. Și vom pierde și posibilitatea de a ne asigura cu produse agricole și materie primă pentru industria alimentară. Ori cunoaștem cu toții că tradițional aceasta a fost una din ramurile de bază ale Republicii Moldova. Agricultura durabilă prezintă o parte a bioeconomiei circulare, deoarece este absolut strâns legată de toate procesele care se produc în natură și pe care domnul profesor Boincean astăzi le-a menționat. Vorbind despre faptul cât dioxid de carbon se elimină în atmosferă, vorbim de faptul că circa 2/3 din azotul introdus în formă de selitră în sol ca îngrășământ merge tot în atmosferă sau, în cel mai bun caz, în produsele alimentare, în apele freatice și cele subterane. Fapt despre care se vorbește, despre care se strigă în multe din proiectele realizate, inclusiv și în cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Deci, fiind la audierea proiectelor, am ascultat rezultatele privind gradul de poluare a apelor din bazinele acvatice din Republica Moldova. Deci, într-adevăr, e un grad de poluare foarte înalt. Deci, încă un moment, ne plângem frecvent de ploile acide, iar aceasta nu este altceva decât ceea ce noi introducem în sol, fără să ne gândim că aceasta va cădea tot asupra noastră și va distruge ceea ce noi încercăm să dezvoltăm. Deci, o altă problemă ar fi managementul eficient al deșeurilor agricole. Un management eficient al deșeurilor agricole, s-a vorbit despre aceasta, deci ar permite și obținerea unei energii regenerabile la costuri foarte mici. Dar lucrurile acestea nu trebuiesc doar spuse, ele trebuiesc pur și simplu explicate în așa mod încât producătorul agricol, producătorul industrial din industria alimentară, deci să înțeleagă că lui este mai convenabil de a produce energie regenerabilă
decât de a stoca undeva deșeurile agricole. Deci aici mai este conceptul de agricultură ecologică spre care toată lumea merge, dar care este extrem de anevoioasă, fiindcă aceasta necesită investiții esențiale, ori devizul zilei de astăzi este de a obține profit la etapa actuală. Și foarte puțină lume se gândește ce va fi mâine, peste 5, peste 10 ani. Dar mai este și conceptul de agricultură biodinamică, adică pur și simplu atitudinea prietenoasă față de toate elementele lanțului trofic, față de acele bacterii care se conțin în soluri, cărora, după cum a spus domnul profesor, nu le putem da un antigaz, față de acele insecte care ne polinizează plantele. Și lucrurile acestea nu pot fi abordate oricum n-am dori de către un singur producător sau de un grup mic de producători. Acestea, într-adevăr, după cum s-a și menționat, trebuie abordat sistemic. Iar aceasta poate fi realizat numai prin politicile eficiente ale statului. Un alt moment la care aș vrea să atrag atenția este faptul că producerea semințelor în Republica Moldova este un element ce ține de securitatea statului și faptul că în anul 2008 au fost înstrăinate terenurile Institutului Selecția, iar mai târziu au fost înstrăinate terenuri chiar de la Universitatea Agricolă, de la alte instituții. Aceasta a și favorizat situația de astăzi, când majoritatea semințelor se importă. Ce se importă nu este verificat, nu este raionat, nu știu dacă spun corect. Da, adică nu este acomodat în Republica Moldova și rezultatele în unele cazuri sunt bune, dar în marea majoritate nu sunt tocmai cele care erau de așteptat. Și aici aș vrea să revin și la pregătirea cadrelor. Îmi pare rău că astăzi nu este nimeni aici de la Universitatea Agrară, dar sper că vor viziona această lecție publică. Deci, Universitatea Agrară nu poate să pregătească specialiști fără să aibă terenuri pe care să implementeze cercetările lor împreună cu studenții. Studenții, un specialist în agronomie, el nu poate să fie un teoretician. De aceea mă adresez în special persoanelor responsabile. Ar fi bine de reîntors aceste terenuri instituțiilor de cercetare și universităților. Vă mulțumesc! Domnule, da, noi vă mulțumim mult, stimate domnule profesor Boințean, vreau să vă spun că au venit mai multe mesaje. Citesc un mesaj din acestea. Felicitări, bravo, mi-a plăcut, mulțumim mult domnului profesor Boinceanu. Așa că noi vă ducem într-adevăr și mulțumim și felicitări. Deci spun pentru toți cei care ne privesc acum, această prezentare va fi plasată pe site, inclusiv vor fi plasate pe site propunerile care sunt elaborate în rezultatul prezentării și aceste propuneri vor fi transmise și în adresa președinței și în adresa guvernului. Astfel vom continua dialogul între comunitatea științifică, guvernare și societate. Domnule academician Boris Găină. Onorați asistență, această situație dificilă în care s-a trezit întreaga omenire a generat probleme după probleme, una mai grea decât alta.
Și la cele spuse de colegii noștri, foarte important, de oaspeții noștri, invitații noștri, eu mă gândesc că odată și odată această pandemie va diminua și va dispărea, iar noi suntem responsabili de mai multe probleme în țară și nu numai în țară, dar în regiune. Securitatea alimentară, siguranța alimentelor, sănătatea populației, etc., etc. Și acestor probleme au fost și sunt consacrate platformele noastre, inițiate de conducerea Academiei de Știință, prezidiumul Academiei de Știință, care au fost, ca și aceasta de astăzi, deja apreciată. În contextul schimbărilor climatice, știința noastră, cea din institutele actualmente în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii și Cercetării, cele din cadrul Ministerului Agriculturii, domnul ministru, cele din cadrul Ministerului Sănătății și altele, își aduc aportul său la aceste probleme importante. A fost o platformă științifică, o lecție foarte importantă pentru sănătatea populației noastre, afecțiunile cardiovasculare și în sănătatea lor, în condițiile unei pandemii atât de drastice, care a cuprins nu numai țara noastră, dar și cele mai dezvoltate țări din lume. Prezidiumul Academiei de Știință are un plan concret care ne va permite să abordăm și alte probleme din cadrul securității statului nostru alimentar, securitatea energetică, securitatea, sănătatea populației. Noi ne conducem de unele realizări ale savanților din Europa, din Uniunea Europeană, cu care colaborăm. Aici a fost profesorul Chris Foss din Marea Britanie, directorul Universității Plumpton. În arată asistență, el ne-a avertizat că în 2045-50 sudul Moldovei va fi nevoit să cultive doar cu irigații. Pentru că încălzirea globală duce la schimbări cardinale. Un exemplu l-a adus profesorul Chris Foss. De origine francez, studiile în Franța, iar tatăl englez lucrează de 40 de ani în Marea Britanie. Cu 50 de ani în urmă, acele 1000 de hectare de viță de vie din Marea Britanie înmugurau coardele la 1 iunie. Se obțineau vinuri acide, care erau utilizate pentru spumant, șampanie, să zicem, și distilate. Acum, acele 1400 de hectare de viță de vie din Marea Britanie înmuguresc în același timp ca viță de vie din regiunea Champagne. Și acum vinurile albe engleze nu mai sunt atât de acide. Și atât, și acum suma activă de temperaturi în această regiune crește. Noi, savanții, trebuie să ținem cont de aceste schimbări fără nicio rezervă. Pentru că vor veni vremuri când generația noastră de studenții noștri, dar și cei mai tineri, vor lua, se vor înarma cu cele ce știința și practica modernă astăzi realizează. Eu mulțumesc prietenului, colegului meu, tizului meu Boris Voincean, pentru această lecție destul de condensată, pentru maniera lui de profesor excelent, pentru cărțile care le-a editat la editura Springer, o editură cu renume mondial, și ne bucurăm că în secția de știință ale vieții sunt realizări recunoscute și în plan Uniunea Europeană. Vă mulțumesc!
Stimați colegi prezenți în sală și toți cei interesați care ne-au urmărit online, vă mulțumim pentru faptul că ați fost cu noi în această sală sau prin spațiul virtual și vă invităm și la următoarele prelegeri publice. Vă promit că vor fi prelegeri foarte interesante și vom aborda multe chestiuni, probleme stringente pentru țara noastră. O seară frumoasă în continuare. Încă o dată mulțumiri domnului profesor Băincean, mulțumiri Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, care întotdeauna este cu noi și înregistrează aceste prelegeri. Aducem mulțumiri doamnei Eugenia Tofan, serviciul de presă, care mediatizează aceste evenimente. Mulțumim oaspeților! La revedere!